stăm sub semnul acesta al suspiciunii în legătură cu ce se întâmplă, pentru că se întâmplă lucruri atât de grave și de complicate în politică, încât doar despre asta poți să vorbești, că este singurul subiect relevant din conversație în momentul de față. Și stau și mă gândesc sub formă de suspiciune dacă nu care cumva tot balamucul ăsta l-au desfășurat oamenii ăștia, ca să ne distragă atenția de la problemele care vor să vină acum în iarnă. Gigacaloria, prețul la curent și așa mai departe, toate prețurile astea izbucnite pur și simplu, că intri în magazine și ești pur și simplu gol. După cum știți, a fost, dacă mai iai și pe aia pe tine. Îți ia și haina de pe tine. Ia și pe aia de pe tine. Legea consumatorului vulnerabil, nu ne referim la Florin Câțu, și aici nu ne... a fost adoptată ieri de Parlamentul Dacă României. Dacă nu mă nebunim și cu... Și avem legea. Da. Avem legea. Ce veți face cu situația aceasta, cu prețurile... Avem legea consumatorului vulnerabil, domnule. O aveți, o treceți în Parlament, ce faceți? Da, domnule, se va trece, lucrurile sunt rezolvate. Bun. Da. Ieri a trecut prin Parlament, astăzi Florin Câțu a zis că... mare lucru. Nu s-a rezolvat. Să facă legea asta. Nu s-a rezolvat mare lucru. E o lege bună, dar insuficientă. Haideți să vedeți cum reușește Florin Câțu, pe un ton pașnic, calm, să ne dea teroare pentru iarna care vine. Legea consumatorului vulnerabil a fost aprobată. Îmi pare bine că după ce am insistat de o lună de zile s-a găsit timp și pentru legea consumatorului vulnerabil. Vreau să văd detaliile exact, pentru că am înțeles că s-a schimbat puțin lucrurile acolo. Sunt resurse, dar nu ajunge. Prim-ministrul Florin Câțu a precizat că guvernul va lua în calcul măsuri suplimentare de protecție pentru oamenii care au venituri reduse. Legea consumatorului vulnerabil nu este îndeajuns pentru această iarnă. Mai sunt și alte măsuri pe care le luăm în calcul. Legea consumatorului vulnerabil vine în sprijinul persoanelor care au venituri mici. Măsurile de protecție care vor fi luate se vor finanța din bugetele de stat, cele locale, dar și din fonduri europene. Așa, atmosfera care se așterne pare una de pace, dar pe de altă parte te duci în magazin și vezi ce se întâmplă acolo, este o teroare. Sigur că Florin Câțu ți-a explicat în diferite feluri că, domne, v-au și crescut veniturile, domne. Deci în momentul de față nu vă explicau cât de bine o duceți. La banii dumneavoastră vă mai uitați la facturile la energie. Abia acum apare că are sens ce vă tot spunea pe Facebook în legătură cu această creștere fabuloasă de venituri în care zaceți. Pentru că în momentul în care aveți aceste creșteri fabuloase de venituri, vă permiteți, domnule, să plătiți niște facturi pe măsura veniturilor dumneavoastră. Nu vă mai jignesc cu facturile alea mici de iarnă prin care ați trecut atâția ani la rând. Se vine cu o factură la nivelul veniturilor dumneavoastră. Vă respectă. Deci ne-a spus domnul Florin Câțu că nu-i suficientă legea consumatorului vulnerabil. Bine, domnule, nu este suficientă. Ne așteptam să nu fie suficientă. Dar asta nu e cel mai grav titlu pe care l-am citit în presa de astăzi. De exemplu, haideți să vedeți că alături de noi, dar doar pe ecranul emisiunii, este doamna Raluca Turcan, ministrul muncii, nu? E la muncă acum. În continuare e la muncă. Și la sănătate, poate nu știți, domnul Zanfir, dar este și la sănătate acum. Este sănătate? Peste tot. E sănătate curată. Bun, dânsa, doamna ministru, este doar pe ecran și o să vă explicăm de ce nu e și în legătură telefonică directă cu noi. Ziua a început abrupt cu un titlu de genul: subvenția la gigacalorie va fi eliminată, facturile explodează, scumpiri de 300%, milioane de români îngropați în datorii la întreținere. Articol publicat de Evenimentul Zilei. Și începe în felul următor acest articol publicat de Evenimentul Zilei. Ministrul Muncii Raluca Turcanu a confirmat că subvenția la gigacalorie va fi eliminată. Consecințele vor fi devastatoare pentru milioane de români în condițiile în care prețurile la gaze și la energia electrică au scăzut. Ce faci când citești așa ceva? O cauți pe doamna ministru al muncii, Raluca Turcan, să intervină în emisiune. Intrați, doamnă, să calmați poporul. Știți ce facem noi de câteva ore? Noi de câteva ore, prin producătorul emisiunii, negociem efectiv ca la piață, ca să duc clișeul până la capăt, cu doamna Turcan, intervenția telefonică în această emisiune. Eu nu am văzut om politic care să încerce să se eschiveze de la o intervenție telefonică, de 5 așa minute. Cum a făcut... 5 minute, stăteam 5 minute, nu aveți ce să vorbești 5 minute, cum face doamna Raluca Turcan. Vă prezint pe scurt desfășurarea acțiunii. Care este subiectul? Subvenția gigacalorie. E fake news. Păi, haideți să discutăm dacă e așa fake news, că vrem să rămână înregistrată în arhiva emisiunii declarația noastră că e fake news. Nu e nevoie că e fake news. Păi,
Totuși am vrea să intrați. Trimiteți-mi un reporter în județul Olt, trimiteți-mi un corespondent. Deci nu glumim. Să vină la un eveniment al prefecturii și să mă filmeze acolo. Da. Doamnă, stați că nu ne-am înțeles. Deci, în situația deci trimiteți un cameraman să ia legătura cu prefectura și să mă filmeze pe mine când fac nu știu ce declarații. Nu, doamnă, vrem să interveniți telefonic în emisiune ca să ne confirmați sau nu dacă subvenția la gigacalorie va fi eliminată. Of, of, bine. Să văd ce pot să fac, o să încerc să intervin. Fac tot ce pot pentru că voi fi în deplasare. Păi, doamnă, mergeți cu picioarele, vorbiți cu gura. Nu sunt incompatibile cele două activități. Cu 5 minute înainte de acest subiect, primim de la doamna Turcan mesaj. N-are sens să mai, intervin, pentru că este fake news. Doamne, intrați să discutăm. Nu, nu este fake news marca Antena 3. Noi n-am citat Antena 3, doamnă. Noi am citat evenimentul zilei. Veți spune la fel. Evenimentul zilei. Dar ce facem, doamnă Raluca Turcan, când avem pe Europa FM? Hopa! Europa FM. Vezi? Quality. Simți quality-ul? Simți miros de quality? Da, miroase a quality. Calitate, presă de calitate, doamnă. Avem următorul titlu. Câțu, legea consumatorului vulnerabil nu este îndeajuns pentru această iarnă? Și un subtitlu? Premierul Câțu a evitat să răspundă dacă va fi eliminată subvenția pentru gigacalorie. Și acum, punând tot într-un context, când o publicație, site-ul celebrei stații radio Europa FM, doamnă, quality, calitate, da? Precizează Dumnezeu, că premierul... Dumnezeu, că ai fumat de parcă vrei să o vinzi. Păi vreau să s-o vând ca... Asta o mai are și mă duc, gata, e quality. Noi n-avem, domne, radio, n-avem radio. În trust sau da. Ce suntem, deși nu se... Bat cap în cap. Premierul Câțu a evitat să răspundă dacă va fi eliminată subvenția. Deci oamenii ăștia au sesizat, da? Nu dușmanul de la România TV, de la Antena 3, de la evenimentul zi. Nu! Oamenii ăștia. E, poți, domnul Buzeanu, și tu și eu putem, în condițiile astea, punând totul pe un desfășurător al logicii. Să tragem concluzia că doamna Raluca Turcan așa? Încearcă să evite, precum Florin Câțu, o declarație serioasă în legătură cu această întrebare? Putem crede că refuză să participe la această emisiune, să spună în clar că nu va fi eliminată. Pentru că e posibil, doamnă, să fie eliminată subvenția la gigacalorie și n-ați vrea să rămână înregistrarea asta cu dumneavoastră, spunând ceea ce probabil va deveni o minciună. E, crede-mă, mie mi-a atras atenția asupra subiectului, doar tentativa asta, reușită până la urmă, dar demascată, a doamnei ministru, de a evita discuția despre gigacalorie. Iar noi suntem onești, v-am spus de ce vă invitam în emisiune. Este foarte bine când s-a întâmplat așa, pentru că este foarte posibil să fie eliminată subvenția la gigacalorie. Asta este analiza mea în urma evenimentelor pe care vi le-am relatat astăzi. Mai puneți-o pe doamna Raluca Turcan pe ecran, vă rog, din suflet, nu doar pe mine. Dânsa, dacă, să fie alături, dacă măcar vizual alături de noi, dacă plânvi Ucraina. Dacă am fi pus în discuție caloriile ca subiect, ar fi intervenit și da, trebuie să vorbim despre acest subiect. Păi gigacaloria, nu e o calorie mai mare? E adevărat, dar poate că trebuie pusă în acest context doamna Raluca Turcan ca să poată să intervină, să lămurească lucrurile. Dacă o întreb de gigacalorie, nu are de ce să intervină. Dacă o întreb de calorii, sunt convins că da, putem să vorbim. Putem să vorbim. Eu dimineața, de exemplu, îmi fac un lapte, îmi pun niște cereale cu caloriile, să știți că stau foarte bine din ce vedeți aici. Bun. Acum, pe de altă parte, vedeți dumneavoastră că oamenii aceștia și de unde tonul mai sever al nostru din ultima vreme, am senzația în continuare și din ce în ce mai consistentă este senzația aceasta că cei de la PNL cu cei de la PSD, nu doar că fac o alianță care există cumva tacit în momentul de față și doar dacă ai serioase probleme intelectuale nu poți să o sesizezi, ci mie mi se pare că se transformă în Partidul Social Democrat. Toate reacțiile astea sunt reacții pe care noi le aveam când ne luptam cu guvernul lui Dragnea. Toate aceste reacții pe care le vezi la doamna Turcan, fofilările astea, la domnul Câțu, chestia asta cu BPN-ul care ia decizii, în curând BPN-ul va decide, până la urmă, biroul ăsta permanent al PNL-ului să nu mai plece niciun român din țară. Deci nu mai pleacă niciun român din țară. Gata, s-a terminat. Deci pare așa o chestie, o atmosferă dictatorială. Problema e că asta e, hai să spunem ceva ce nimeni n-are curaj să spună, toată lumea gândește. Are această atmosferă în jurul domniei sale. Așa? Se supără dacă vii și arunci cea mai mică
tentativă de critică, dânsul așa probabil și imaginează situația, da, în care presa vine și laudă și se supără în momentul când cineva remarcă un lucru. Am senzația că e supărat și dacă nu este lăudat așa cum și-ar dori. Astea sunt laude, dar nu știu ce laude sunt. De unde ați luat laudele astea? Astea le-ați făcut dumneavoastră? Sunt în comerț? Nu-mi plac laudele astea. Aș vrea să aud niște laude cum mi se cuvin. Astea sunt laude din China. Sunt laude de proastă calitate. De proastă calitate. Chinezești. Laude românești, să aibă gust, să le simt. Alea Dragnea. Care e de fapt problema? Da. Și el e Florin Cîțu. Da. Dânsu. Și care e problema cu Florin Cîțu? Din punctul meu de vedere, în urma deciziilor și a poziționărilor din ultima perioadă și a declarațiilor sale politice. Uite, de exemplu, anunță domnul Florin Cîțu la un alt post de televiziune, unde înțeleg că îi se dau laudele pe care le dorește, următorul lucru. Președinții celor două camere responsabil pentru orice s-ar întâmpla cu facturile la iarnă. Deci nu mai e problema domnului Cîțu în momentul de față, e problema oamenilor ăstora care vor neapărat să intervină cu această moțiune de cenzură. Doamna Anca Dragu, nu, de la Senat, și domnul Orban de la deputăție de acolo, da? Și deci unde face domnul Florin Cîțu aceste declarații? La televiziunea acuzată de colega de cabinet turcan de fake news, la Antena 3. Păi, la Antena 3 a făcut declarații. Păi normal. Ah, păi okay. Stai. Da. Nu-i normal? Domn Buzeanu, nu-i normal? Are sens. Păi e normal sau nu-i normal? Păi mi-ai zis că se transformă în ce trebuie? Bun. E, când deja vii cu intoxicări de-astea de, cum să spun, nu de calitate superioară. Când vii cu decizii de-astea, cum nu iese nimeni, nu se merge nimeni și la toaletă fără acordul meu scris. Când ai început să-i scoți pe oameni din executiv fără să ai o discuție în prealabil cu partidul din care fac parte, fie el partidul tău, unde nu ești încă președinte. Eu nu știu în momentul de față, când văd că circulau prin guvern liste cu jurnaliștii ostili. Ăsta e jurnalist bun? Presa ostilă, era documentul acela. Ăsta ne critică, ăsta ne laudă, ăsta e băiat bun, nu putem să-l mângâiem. Deci, în condițiile astea, le punem pe toate așa. Prima dată am pus-o pe seama lipsei de experiență politică. Și am zis, păi, a venit cu un suflu nou, nu? Era da? Ceva mai hai să ne punem pe treabă. Era în ceva mai moderați. Răzvan. Dom'le, dar vedem că nu sunt niște gafe generate de lipsa de experiență. Pare un mod de viață politică. Dom'le, cum ține să eu te întreb? Mai prezintă domnul Cîțu garanții pentru un guvern într-o țară democratică? Pentru un guvern democratic? Nu, într-o țară democratică, da. Ți se pare că prezintă? Nu știu dacă mai prezintă. Nu știu cât de ca aia România liberală. Bă, lăsați-mă cu România liberală când iei decizii care îi acuși pe ăștia de la aur, că sunt extremiști, sunt așa, și vii cu niște decizii de, Doamne, păcatele mele. Bun, hai să vedem, pentru că în momentul de față acuzațiile care planează asupra domnului Cîțu, care domnul Cîțu, așa cum l-ați văzut de-a lungul istoriei sale, s-a construit ca fiind un individ împotriva Partidului Social Democrat, și iată ironia sorții punându-l în momentul de față în acest context în care doar Partidul Social Democrat îl mai ține acolo la guvernare. Și este întrebat de fiecare dată când apare, este întrebat: Dom'le, ce mai faceți cu PSD-ul ăla, domnule? Hai să-l ascultăm. Astăzi Florin Cîțu din nou întrebat în legătură cu PSD-ul. Trebuie să terminăm cu ipocrizia din politica română. Nu poți să faci coaliție în Parlamentul României cu AUR și PSD. Deci așa, asta este acum majoritatea care vrea să dea un guvern jos, guvernul PNL, și apoi să spui că revenim așa cum au fost lucrurile. Trebuie să ne venim foarte bine, să judecăm foarte bine fiecare acțiune. Partidul Național Liberal nu poate fi șantajat. Când te aliezi cu inamicul, dușmanul, adversarul, Partidul Național Liberal, numărul 1, PSD, și dai cu jos, vrei să dai jos un guvern PNL, lucrurile se complică. Există cale de discuție în continuare, se pot retrage semnăturile celor de la USR de pe această moțiune toxică în care s-au aliat cu AUR și PSD, împreună vor să-și dea jos propriul guvern. Și aici vreau să vă spun de ce am trimis și de acele decizii astăzi la domnul președinte, pentru că am vrut să-i scot eu din ridicol pe colegii de la USR. Să nu aibă o moțiune depusă împotriva propriilor oameni. Nu se poate ca un parlamentar să depună o moțiune împotriva sa. Dragnea a făcut acest lucru, i-am scos eu din ridicol astăzi, să nu mai fie ridicol, am acceptat demisiile și astăzi pot să depună și o moțiune care este împotriva propriului guvern, dar cel puțin ei nu mai sunt în guvern. Totuși, calea cea mai simplă era să avem acum o săptămână un nou ministru al justiției, imediat rezolvam. S-a mers mai departe, nu s-a vrut. Foarte bine. Au depus o moțiune cu AUR, repet, un exercițiu pe care nu-l înțeleg. Acum fac o majoritate cu PSD. Foarte bine, înțeleg și acest lucru.
Dar există încă cale. Pot să-și retragă moțiunea și apoi putem să discutăm cu toții, să ne așezăm la masă și să discutăm. Eu aș adăuga, sigur că pot să-și retragă moțiunea și în locul moțiunii să scrie un text frumos pe care să-l citească împreună toți în legătură cu premierul nostru, lumina noastră, domnul Florin Câțu. Eu zic că așa ar fi corect. Nu, ok, că doar retrasul moțiunii eu nu o găsesc ca fiind suficient. Nu e suficient, nu, clar. Nu, 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 nu. Asta e generozitate, un puseu de generozitate. Că să fie doar așa, retrageți-vă. E iertător, e prea blând. Da, da. Nu, acolo soluția corectă și sper că o va identifica domnul Florin Roman, este ca cei de la USR Plus, pentru a-și, cum să spun eu, confirma loialitatea față de omul Florin Cățu, să se înscrie în echipa câștigătoare. Deci ei trebuie să vină în echipa câștigătoare, hashtag echipa câștigătoare, ca membrii PNL pe aripa Cățu. Și să lase prostiile astea, își fac ei partide proprii, au ei partidul lor. Treci, Doamne iartă-mă, în Partidul Național Liberal, ți se va găsi de către domnul Cățu un rol acolo, vei primi poate o funcție și stai acolo liniștit. Nu-ți faci partidul tău propriu și-ți vezi tu de viața politică. Acum, l-am auzit cu toții, Răzvan, pe domnul Cățu vorbind despre ipocrizie. Da. Am auzit, dânsul vorbește despre asta. Acum, vrei să adaugi ceva? Despre domnul Cățu? Da, dacă mai e ceva de adăugat în favoarea domnului Cățu. Cer să mă abțin, tu mă stârnești? Nu, eu n-am înțeles până la urmă, guvernează și pe voturile PSD sau nu? Asta vreau să știu. Eram ieri, ai văzut că l-ai întrebat pe domnul, sau alte, când am vorbit cu purtătorul de cuvânt de la Partidul Social Democrat? Da. Am vorbit mai înainte un pic și cu cei de la, cu liberalii, cu partea asta așa. Și am întrebat, domnule, și când mergeți în Parlament, ca să vă treceți guvernul care în momentul de față e aproape picat. Așa. Sprijinul cui cereți? Că ăștia de la USR Plus nu vă mai acordă sprijinul, da? Cei de la Orbănuiesc nu, UDMR-ul. Bun, sprijinul cui? Sprijinul PSD-ului, nu? Da. Sprijinul PSD-ului. Și atunci, domnul Câțu, vorbiți despre ipocrizie. Păi cum vorbiți despre ipocrizie? Dar cum vorbești despre noua majoritate sau despre moțiunea comună PSD-USR Plus AUR, când dacă ar fi existat o colaborare între cele trei partide, probabil domnul Câțu acum își strângea lucrurile ca să nu mai pierdă timpul după aia, după votul din plen. Tocmai pentru că cele trei partide nu reușesc să lucreze împreună, domnul Câțu e în continuare securizat la Palatul Victoria. Asta e, despre asta e vorba. Pentru că n-au depus împreună o moțiune, pentru că Partidul Social Democrat refuză să colaboreze cu celelalte două partide deja în opoziție, că USR Plus este în opoziție. Crede USR, că și USR Plus face, are o atitudine extrem de parșivă, e cuvântul pe care îl caut. Mi-am lăsat și eu niște secretari de stat aici, dar am plecat. Știu oamenii aceia care ar vrea să nu-și piardă locul la coadă, dar nici nu vor să stea în picioare lângă tine. Își lasă o sacoșe, se duc, își rezolvă probleme și sunt și eu în spatele dumneavoastră. Păi nu ești în spatele meu, că îmi pierd viața așteptând la această nenorocită de coadă, tu te bucuri de timpul ăsta, te duci și plătești taxe, plătești impozite pe salariu minim, pe ce, Doamne iartă, mai ai tu de plătit, și după aia te întorci și e ca și cum amândoi am fi murit un pic acolo la coada aia împreună. Nu! Asta face și USR Plus acum. Îmi las și eu acești secretari de stat, mi-am retras miniștrii, m-am dus în opoziție, depun moțiune de cenzură, să-l dăm jos pe Cățu, dar am și eu secretarii de stat acolo și ne putem înțelege. Deci nici asta nu e regulă. Nu e regulă și inexplicabilă chestiunea, dar pe de altă parte... Eu explic, îi spun că, domnule, problema n-ar fi cu Partidul Național Liberal, problema n-ar fi acest guvern, această formulă politică, problema e cu persoana Florin Cățu. Vrei să spun ceva? Mă bucur că se întâmplă așa, știi de ce? Pentru că USR Plus este autorul puneri în funcție a domnului Florin Cățu. Așa au zis, așa au zis-o. Nu vrem cu Ludovic Orban. Ok, sau cu altcineva. Că... foarte bine că nu au vrut cu Ludovic. Foarte bine, mai schimbăm. Dar ei l-au ales, domnul Cățu. Ei au zis, nu, ce bine ar fi. Dați-ne, puneți-ne Cățu. Cum acum vor să pună Bolojan. Aia iarăși mi s-a părut ceva absolut de nedescris, domnul Buzeanu. Să-mi vină mie partenerul să-mi spună ce premier să pun de la mine din partid. Și ăștia sunt într-o stare de exagerare și de lipsă de sens, pentru că până la urmă... alți neexperimentați politici care își permit să facă propuneri în interiorul partidului partenerilor. USR Plus e un partid mic, domne. Deci, practic, nu mai au nici 15% cât aveau până acum. AUR, dacă vă uitați la ei, cum vă uitați la ei? Ca la un partid mic, da? Aia, AUR are exact cât are USR Plus. E la fel de relevant. Deci, în momentul de față, sigur că USR-ul discută un pic prea mult față de... vorbește cu o voce un pic prea stridentă pentru procentele acelea destul de discrete. Dar, am văzut această întrebare care s-a pus acolo de către domnul Câțu. PNL-ul nu poate fi... nu e o întrebare, e o afirmație. PNL-ul nu poate fi șantajat. Ok, da? Bun. Și mergeți în Parlament.
oameni și să presupunem că trece acest guvern, să presupunem că votează PSD-ul și se adună și se face și rămâneți în această formulă guvern minoritar, așa cum ați explicat dumneavoastră mai devreme. Ce credeți că vor cei de la Partidul Social Democrat în schimbul sprijinului? Exact! Ce vedeți acolo? Un mic șantaj permanent pe care îl vor face la guvern. Și atunci cum naiba PNL-ul nu poate fi șantajat dacă guvernează în baza Partidului Social Democrat? Și el mergând către casă, trec pe lângă guvern așa cum este drumul. Și ce văd? Că vă spun că m-am îngrozit. Zic, băi frate, nu se poate chiar așa. Mă, nu se poate chiar așa. Un pic mai multă discreție. Or fi cerut cei de la Partidul Social Democrat chestia asta. Or fi fost parte din protocolul pe care nu l-au semnat în mod oficial, dar se pare că îl au. O fi venit domnul Ciolacu și o fi spus și faceți roșu guvernul să se vadă, să vadă românii că am câștigat, că am reușit. Nu, probabil întrebarea a fost în felul următor. Și ce vreți, domne, să fac ca să înțelegeți că putem colabora, putem reface USL-ul? E un semn pe care îl dau guvernul. Deci, PSD-ul ori fi spus, da? Făm guvernul român. Da. Bine, acum nu știm exact care a fost motivul pentru care a fost în roșii. Parcă văd că a fost vreo zi de asta, în memoria, da, nu știu ce, lupta împotriva nu știu cărei boli. E posibil. Și i-am glumit noi pe seama asta. Oricum l-au umplut de sânge, e clară treaba. Deci cine știe, ceva cu donați sânge, salvați vieți, nu parcă văd că a fost ceva. Nu știu, dar eu trecând acolo... Dar prea acolo, s-a potrivit. Prea m-am gândit că s-au potrivit lucrurile. Bună seara, domnule Ionel Dancă. Partidul Național Liberal, bună seara. Aripa, Ludovic Orban, trebuie să explicăm lucrul ăsta din startul conversației noastre. Sau nu neapărat? Mai sunteți în aripa domnului Orban? Deci nu știu. Trebuie să spunem acest lucru, dar eu nu zic că este o aripă. Eu zic că Partidul Național Liberal condus de Ludovic Orban. Eu fac parte din echipa Partidului Național Liberal condus de Ludovic Orban. În cealaltă parte, mai degrabă, putem vorbi de o aripă care a căpătat așa niște puteri supra-dimensionate în strategia lor de a se impune ca echipă câștigătoare. Da, domnule Dancă, am văzut că adică s-au... Nu știu, la noi nu, clar nu vorbim de aripi, nu știu cine le-a dat celorlalți aripi. Da, eu acum gândindu-mă la aripi, mă gândesc că se și zboară cu aripile, chiar vorbeam cu Răzvan ieri, că se tot vorbește despre aripi, să nu se ia zborul de la guvernare în ritmul acesta Partidul Național Liberal, că este într-o cădere în încredere, în procente și așa mai departe, sigur că și cei la USR Plus bănuiesc că sunt la fel. Guvernarea din păcate, asta, din păcate, aveți mare dreptate și mergând prin țară, printre membrii Partidului Național Liberal, întâlnindu-ne cu oamenii pe stradă, într-adevăr, este o problemă reală și încercăm să le explicăm că nu Partidul Național Liberal este problema în situația de fapt, ci o parte dintre colegii noștri care înțeleg să conducă Partidul Național Liberal într-un mod abuziv și care au dus prin acest fel de a conduce Partidul Național Liberal România într-o situație de criză, au aruncat guvernul în aer, coaliția, în condițiile în care nu era nevoie de așa ceva. Avem postarea doamnei Violeta Alexandru, dar am văzut mai multe postări similare din partea acestei părți, ca să zicem așa, a Partidului Național Liberal. Așa începe totul. PSD cere, PSD comandă, PNL ceea ce trebuie să facă, PSD să fie servit, PSD așteaptă ca PNL de la guvernare să-i rezolve urgent X, Y, Z, indiferent de argumentele de bun simț. Florin, are you kidding me? Glumești cu mine pentru cei care au făcut rusa la școală? Cum de ne-ai adus aici? Tu lângă PSD și negociindu-se pentru tine cu PSD. Incredibil. Suntem în această situație în care Partidul Național Liberal, fără să asume până la urmă, trebuie să este, bănuiesc evident pentru toată lumea, este într-o negociere cu Partidul Social Democrat. Nu știm, cel puțin noi, cei din Partidul Național Liberal condus de Ludovic Orban, nu avem niciun fel de negocieri cu adversarii noștri, ba din potrivă, mai mulți parlamentari, peste 40 de parlamentari, ieri am luat poziții publice prin care am afirmat că nu susținem și nu acceptăm un guvern susținut de PSD. Ar fi o trădare pentru voturile pe care le-am primit din partea românilor, acum să căutăm o înțelegere mai pe față sau ascunsă cu PSD. În
cum aș putea eu întoarce în județul Vrancea, să le spun celor care ne-au votat ca să scăpăm de baronul Oprișan, că acum baronul zis portofel poate să stea la masa negocierilor cu guvernul liberal fără nicio problemă. Deci nu ar mai avea niciun sens tot ce am comunicat noi, tot ce am promis românilor și la ceea ce ne-am angajat. Deci nu se ia în calcul totuși în mod rațional, adică nu luați dumneavoastră în calcul că ar fi o idee bună colaborarea asta cu Partidul Social Democrat. De ce vă întreb? Pentru că până la urmă este singura ieșire din această situație. Lucrurile sunt extrem de simple, deși par complicate. Nu este singura ieșire. Păi care? Singura ieșire din această situație este să refacem coaliția de guvernare care a primit votul de încredere al românilor, adică PNL cu USR Plus și cu UDMR. Am văzut că această formulă a coaliției de guvernare realizată de președintele Ludovic Orban poate funcționa și este în toate măsurătorile sociologice, este susținută de majoritatea membrilor Partidului Național Liberal. Aceasta este soluția, să refacem coaliția de guvernare cu USR și cu UDMR, iar da, Partidul Național Liberal să fie principalul partid de guvernare. Dar doar dacă domnul Crâțu nu mai e premierul României, și se pare că nu există această variantă în care domnul Crâțu să nu mai fie premier. Pare că e o chestiune fixă acolo, nu se mai poate discuta altfel. Și atunci, dacă domnul Crâțu e o chestiune fixă, pare că singura variantă la această problemă este Partidul Social Democrat, guvernarea împreună cu PSD-ul. Stați o secundă. Matematica parlamentară în momentul de față ne arată că dacă USR Plus s-a retras de la guvernare, Florin Câțu nu mai poate fi prim-ministru. Asta este o evidență. Poate fi guvern minoritar cu susținerea Partidului Social Democrat. Decât cu susținerea PSD-ului. Asta este un lucru evident. Dar dumneavoastră credeți că poate fi o soluție aceea de a-l schimba pe premierul Florin Câțu? Asta trebuie să decidă Partidul Național Liberal în forurile statutare de conducere ale partidului și asta se poate întâmpla în condițiile în care avem astfel de decizii ale forurilor statutare ale partidului. Dați-mi și mie decizia de astăzi în ecran aici ca să discutăm un pic aplicat. Trebuie să aveți mare grijă că riscați să fiți dat afară din partid. Deci să știți că nu râdeți. Nu râdeți că nu mai e ca pe vremuri. Se mai închideau ochii. Acum lucrurile sunt foarte serioase. Niciun parlamentar PNL nu va face demersuri în Parlament sau în afara lui pentru dărâmarea propriului guvern și a premierului desemnat de PNL, domnul Florin Câțu. Deci nu se poate pune în discuție. Dumneavoastră aici nu știu ce sancțiune statutară veți primi, dar faptul că ați luat în calcul posibilitatea ca Florin Câțu să nu mai fie susținut de Partidul Național Liberal, cred că oricum vă pune în culpă. Deci vă asumați răspunderea, v-am anunțat în start, trebuie să aveți mare grijă, pentru că Biroul Politic Național, în decizia 14 din 8 septembrie 2021, nu se joacă, domnul Dancă. Mare grijă cu domnul Câțu Păscări. Nu există o astfel de decizie. Acel text pe care l-ați citit dumneavoastră, l-am citit și eu. Este un text pe o foaie de hârtie în format electronic, după cum bine vedem, nesemnată de către președintele Partidului Național Liberal. Deci nu există o astfel de decizie. Acel text este o propunere a unor colegi din Partidul Național Liberal care s-au reunit astăzi, ei spun, în Biroul Politic Național. Da. Atât timp cât Biroul Politic Național, convocat, e adevărat, în mod statutar de 25% din membrii Biroului Politic Național, nu a fost condus de președintele partidului, iar președintele partidului întâmplător sunt lângă el în fiecare zi, toată ziua, în activitățile pe care le avem noi la partid, eu știu că este în deplinătatea exercițiului funcției de președinte al Partidului Național Liberal. Așa. Nu poate fi condusă această ședință de cineva care crede că a câștigat deja congresul. Dar cine a condus această ședință? Nu am cunoștință pentru că nu am participat. Prin urmare, deciziile pe care ei spun că le-au adoptat în cadrul acestei reuniuni, să-i spunem informale, nu știu cum să-i spun, aceste decizii nu există pentru că nu sunt decizii statutare. Dar știți că dacă întrebăm pe reprezentanții sau pe susținătorii candidatului Florin Câțu la șefia PNL, aceștia ne vor spune, ne vor confirma că decizia e una statutară.
Deci, nu e atât timp cât această decizie, da, e mult mai grav decât atât, pentru că dacă președintele Partidului Național Liberal ar semna o astfel de decizie, mergeți la punctul 3 din acel text, da, și veți vedea că dau mandat imperativ parlamentarilor Partidului Național Liberal cu privire la procedura de susținerea unei moțiuni sau nu moțiuni de cenzură. E ușor deci, neconstituțional, mandat, am auzit. Și neconstituțional și chiar nelegal. Iar printre motivele fără drept de apel de dizolvare a unui partid politic este acela de a desfășura activități politice neconstituționale și nelegale. Ori o astfel de decizie riscă să ducă la dizolvarea juridică a Partidului Național. Transmiteți-le colegilor susținători domnului Câțu că, deși are șanse foarte mari să câștige președinția partidului, există riscul să piardă partidul cu totul, pentru că poate fi dizolvat dacă se merge pe această pantă a mandatului imperativ pentru parlamentari. Mandatul imperativ e interzis de Constituție. Vă spun sincer, eu nu pot să cred că juriștii din echipa domnului Câțu, Alina Gorghiu, Daniel Fenechiu au luat parte la această ședință și au redactat o astfel de decizie. Nu, ne miroase a Florin Roman aici. Nu, aici care contravine legilor în vigoare, legilor de funcționare a partidelor politice și Constituției. Da, acum, domnule Dancă, suntem în situația aceasta destul de complicată. Întrebarea mea e următoarea. Mâine se va citi moțiunea de cenzură. După aia se va merge cu moțiunea de cenzură la vot. Nu veți putea să votați moțiunea de cenzură? Păi, nu se pune problema. Noi nu votăm. Noi nu votăm. Am spus acest lucru. Aveți voie să mergeți la ședință? Că nu n-am aflat, dacă e permis. Să stați în jurul. Este o decizie individuală a fiecărui parlamentar. Eu personal nu voi participa mâine la citirea moțiunii de cenzură. În schimb, la dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură voi participa, dar nu voi vota. Aceasta este recomandarea pentru membrii Partidului Național Liberal în cazul moțiunii de cenzură. Dar din punctul meu de vedere situația este foarte, ca să spun așa, fără niciun sens și fără nicio ieșire pentru premierul Florin Câțu, pentru că indiferent dacă se dezbate și se votează această moțiune, indiferent dacă trece sau nu această moțiune sau alta, în momentul de față, odată cu retragerea miniștrilor USR din cabinetul Câțu, guvernul condus de premierul Florin Câțu trebuie în termen de 45 de zile să vină să ceară vot de încredere în fața Parlamentului. Iar pe actuala matematică parlamentară nu are cum să primească acest vot decât dacă PSD-ul susține un guvern condus de premierul Florin Câțu. Păi cu PSD-ul, nu, dar noi am depășit momentul ăsta. Eu nu cred că vor face acest lucru. Ați văzut foarte bine declarațiile ferme ale colegilor din echipa câștigătoare că nu vor face un guvern cu PSD, iar tot în acel text pe care l-ați pregătit mai devreme, la punctul 2 spuneau că nu vor face un guvern cu PSD. Păi, domnul Dancă! Haideți că să reluăm analiza textului. Articolul 2. Partidul Național Liberal nu va face guvern cu PSD. Zici că va face casă bună. Nu va face guvern. Păi nu-l face. Păi și ce vor face? Vor încălca propria lor decizie? Nu! Păi ați văzut? Ați tratat superficial decizia biroului politic numărul 14 de 8 septembrie. Deci nu vor face guvernul cu PSD, îl vor face cu UDMR și vor beneficia de susținere parlamentară a guvernului minoritar. PNL-ul de mere. Și ei cred că așa ceva poate să fie acceptat de către membrii Partidului Național Liberal o astfel de strategie. Nu, vă spun sincer, riscul este pentru Partidul Național Liberal, din păcate, este să ajungem într-o situație absolut penibilă și ridicolă în care ei susțin un candidat la președinția partidului care nu va mai
fi prim-ministru după 25 septembrie, mai rău decât suntem acum, să știți că se poate. Se poate ca Florin Câțu să câștige președinția partidului, da, și să nu mai fie prim-ministru. Nu e exclus nici asta, da. Atunci Partidul Național Liberal, abia atunci, va fi cu adevărat fără nicio speranță de a-și reprezintă. Păi, senzația mea e că nu guvernul e adevărata miză, ci conducerea Partidului Național Liberal. Și eu cred că dacă domnul Florin Câțu va obține președinția partidului, va fi mulțumit. Că și la guvernare ce să faci? După cum se manifestă colegii noștri din echipa de susținere a lui Florin Câțu, într-adevăr, adevărata miză pentru ei pare să nu mai fie conducerea guvernului, ci conducerea Partidului Național Liberal, pe care, de altfel, se pare că au preluat-o deja în mod ostil și abuziv de câteva luni de zile, pentru că desfășoară tot felul de reuniuni pe care le intitulează reuniuni ale Biroului Politic Național, conduse nu se știe de cine, pentru că noi nu luăm parte, și în care se iau decizii care nu sunt semnate și nu sunt asumate de președintele Partidului Național Liberal. Arată toată această situație, arată mai degrabă, cu acum revenind într-un registru foarte serios, arată cu adevărat apuci politic. Aș vrea să știu, pentru că dumneavoastră ne-ați spus că aveți o comunicare constantă cu președintele PNL, domnul Ludovic Orban, dacă ați discutat și despre... În momentul de față se pregătește pentru a participa la emisiune la dumneavoastră de la ora 20. La 21, da. Sigur că da. Dar aș vrea să știu dacă dumneavoastră până acum ați atins subiectul ăsta al facturilor de la iarnă, pentru că am înțeles că domnia sa împarte responsabilitatea cu președintele Senatului. Adică cu doamna Dragu. Ne-a spus domnul Florin Câțu astăzi că președinții celor două camere sunt responsabili pentru orice s-ar întâmpla cu facturile la iarnă. Păi, să știți că noi, din punct de vedere a ceea ce putem face în Parlament, da, ne-am asumat această responsabilitate și ne-am îndeplinit angajamentul. Ieri a fost adoptată în Camera Deputaților legea consumatorului vulnerabil, care vine să compenseze facturile la energie pentru ajutoare de încălzire, domnul, ca urmare a creșterii prețurilor. Dar nu e prea serioasă, adică asta este ceea ce, asta este într-adevăr responsabilitatea noastră, ne-am asumat-o și ne-am îndeplinit acest angajament. Mai mult decât atât, ne-am îndeplinit acest angajament într-o formă care este cu adevărat adaptată la situația explozivă a prețurilor la facturi din această iarnă, pentru că în formula propusă și trimisă la Parlament de către Guvern, această lege a consumatorului vulnerabil urma să se aplice de la 1 septembrie sau noiembrie 2022, da, nu din acest an. E un subiect mai complicat ăsta, sigur că nu mai avem timp, că trebuie să luăm publicitate. Vreau să vă întreb, domnule Dancă, dacă în această eventualitate se tot discută, sigur, se merge mai departe, câștigă echipa câștigătoare? Cum îi spune și numele? Cum e normal. Ca altfel ar fi pus echipa perdantă. No. N-ar fi mers în zona echipei câștigătoare dacă nu erau lucrurile clare. Nu erau vorbite. Bun. Asta e. Câștigă, mă rog, echipa câștigătoare, după care, sigur că începe o oarecare ostilitate, sau continuă ostilitate la adresa echipei Orban, și dumneavoastră faceți parte din echipa Orban. Vreau să vă întreb un lucru foarte complicat. Veți lua în calcul, va exista această situație în care din Partidul Național Liberal s-ar putea rupe aripa Orban dacă în urma victoriei domnului Câțu lucrurile vor continua în această atmosferă? Și nu vă înțelegeți ca oamenii? Stimați domn și stimați telespectatori, vom câștiga. La congresul din 25 septembrie, membrii Partidului Național Liberal vor vota pe acel lider care are capacitatea să țină Partidul Național Liberal la guvernare, și vedem că în această situație contracandidatul domnului Orban deja ne scoate de la guvernare, sau mă rog, ne poate ține la guvernare doar cu PSD. Deci membrii Partidului Național Liberal înțeleg foarte bine situația prin care trece Partidul Național Liberal, știu foarte bine care este alegerea corectă în data de 25 septembrie și vom câștiga în data de 25 septembrie pentru a putea să refacem coaliția de guvernare și pentru a ne întoarce într-adevăr la prioritățile de guvernare pe care ni le-am asumat prin programul nostru de guvernare. Ați avut un conflict, domnule Dancă, mai adaug o scurtă întrebare, ați avut un conflict, mi-aduc aminte, cu liderul televiziunii Antena 3 la un moment dat. Ați avut o stare de tensiune acolo. Și acum văd că se simt destul de bine. Noua conducere a Partidului Național Liberal, preluată cu forță, mai cu forță, mă rog,
Se simte destul de bine acolo, în atmosfera de acolo. Cum comentați lucrul acesta, domnule Dancă? Mi-e greu să comentez. După ce ați fost dat afară de acolo, s-a luat o decizie, da, domnule, nu mai participăm, o televiziune ca... Mai mult decât atât, aveam o invitație de participare la o emisiune în această seară la un coleg de la televiziunea respectivă, care în această dimineață a fost anulată fără nicio explicație. Probabil trebuia lăsat loc pentru alte intervenții. Sigur. Scurtă pauză. Mulțumim, domnule Ionel Dancă, pentru intervenție. Ținem legătura zilele acestea, luăm o scurtă pauză, după care ne întoarcem cu un moment, poate cel mai straniu moment al acestei zile. Momentul cel mai straniu și poate punctul culminant al acestei zile. Și competiția e strânsă când vine vorba de momente strani. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în direct. Direct pentru ultima parte a emisiunii și cel mai, probabil, zic eu, cel mai important moment al discursurilor de astăzi, discursuri absolut bizare, ca de obicei, dar totuși cel mai important moment s-a produs la conferința de presă a domnului Ludovic Orban în final, când a fost întrebat Ludovic Orban despre relația dânsului cu Klaus Iohannis, pentru că undeva, probabil, în subsidiar, cu toții știm, că ceea ce se întâmplă acum în țară este sub înaltul patronaj al domnului președinte Klaus Iohannis. Este o idee a domnului președinte Klaus Iohannis. Poate e bine. Și nu zic că e rău. Poate dacă e bine. Este o idee. Este aprobată. Este o idee aprobată de președinte. O aprobare. Dacă dânsul a pus la punct toate detaliile astea. Eu am mai văzut situația asta și probabil că am văzut-o cu toți. Două sesiuni de autobronzare. Domnul Iohannis la un moment dat a venit că trebuie alegeri anticipate, da. Și urma pandemia și toată lumea zice, domne, nu se poate, nu, e pandemia asta, uitați-vă în asta ce se întâmplă în China, în aia. Și domnul președinte era fix în acea idee, alegeri anticipate, după care a mai fost fix într-o idee la un moment dat cu domnul Ciucă, premier. Da, da, era, îi plăcea mult. Nu mai spunea, domnul președinte, și eu știu, cum dai bani, domnule, domnul Ciucă, premier? Cum ați ajuns la destul? Cum să pui... Dar restul ceau, domnule. Armata să conducă țara. E un pic cam... A renunțat într-un final, dar multă vreme a dus-o cu domnul Ciucă, premier. Și acum fixația este domnul Florin Câțu. Din câte se vede, de unde și blocajul. Hai să vedem momentul pe care l-am invocat anterior și îl comentăm după. În momentul de față mai există un dialog între dumneavoastră și șeful statului? Sau a fost afectat în contextul congresului de relația pe care o are cu Florin Câțu? Da, ați discutat președintele în aceste zile? Și pe ce ne-ai urmă? Mulțumesc! Da, eu nu l-am mai văzut pe Ludovic Orban așa. Poate că colegul nostru... Silviu Mănăstire, avându-l invitat pe domnul Ludovic Orban, îl va întreba de nou. Iar va pleca așa cum a făcut. A plecat și a și plecat capul. Ai văzut că asta a fost situația. Hai să mergem pe un pic pe Facebook, pentru că astăzi am identificat o postare a unui fost deputat al Partidului Național Liberal, fost consilier prezidențial la un moment dat, domnul Radu Zlati, care a relatat așa cum se punea problema mandatului imperativ sau în Partidul Național Liberal. Apropo de mandatul imperativ. Da. Și spune fostul deputat Radu Zlati în felul următor. În epoca Antonescu venise o indicație. Antonescu Crin, atenție! Da, da. Din partea conducerii partidului ca noi, parlamentarii, să votăm da ori de câte ori va fi vorba de votarea în plen a unei imunități parlamentare, la solicitarea DNA. Doi colegi deputați nu o singură dată au ridicat obiecții la această recomandare, invocând calitatea votului unui parlamentar. Aceea că votul ține strict de voința sau conștiința parlamentarului, un vot interzis, vot imperativ fiind interzis prin Constituție. Deci, atunci când venise recomandarea, domnule, hai să votăm cu statul drept. Și acolo au fost unii. Cei doi colegi nu au fost penalizați, dar nimeni în ședințele de grup parlamentar nu a ridicat vocea în apărarea poziției lor, evident corecte. Nici eu care eram de acord, nici Ludovic Orban. Mă rog, în epoca Iohannis, sar niște etape și... În epoca Iohannis, când eu am ridicat aceeași obiecție, iar încă președintele partidului, la acea vreme, m-a amenințat cu excluderea. Deci, fii atent. S-a schimbat un pic paradigma. Abordarea președintelui. Da. Deci, în perioada Antonescu, vine această sugestie de mandat imperativ,
nu mai, da, lăsați-o aici așa, de mandat imperativ, care ar fi totuși interzis, care este interzis de Constituție, pe zona statului de drept. Votăm da când ne cere DNA-ul. Doi oameni se opun, nu votez da că îmi spui tu, votez da dacă vreau eu, că sunt parlamentar, sunt lăsați în pace. Se repetă speța în epoca Iohannis, ridică fostul deputat Zlati problema, președintele partidului, Klaus Iohannis, îl amenință cu excluderea, nimeni nu s-a ridicat în ședința grupurilor parlamentare reunite pentru a zice că da, am dreptate. De fapt, Klaus Iohannis însuși mi-a dat dreptate zicând că da, Constituția zice, cum zic eu, dar și el mă poate exclude din partid când vrea, pentru că nu votez, cum zice domnia sa. Nimeni nu m-a apărat, nimeni nu m-a apărat, nici Ludovic Orban, cel loial oamenilor. Deci vedem clar, nu e un mesaj din tabăra Ludovic Orban sub nicio formă. În epoca Gorghiu, conducerea partidului a decis ca toți parlamentarii care semnaseră o anumită inițiativă legislativă să își retragă semnăturile sub sancțiunea excluderii din partid. Nimeni nu a ridicat în apărarea lor textul constituțional și prevederile privind independența parlamentarilor în exercițiul mandatului. Nimeni, nici măcar Orban, președintele grupului parlamentar, cu excepția mea, toți ceilalți colegi și-au retras semnăturile. Aflu acum că partidul îl amenință pe Ludovic Orban cu excluderea pentru că, în exercitarea calității sale de președinte al Camerei Deputaților, ascultă de litera Constituției, nu de indicațiile imperative ale celor care azi reprezintă conducerea partidului. Bun! Care-i, de fapt, miza dincolo de a relata din afara taberei Orban, da, că e clar? Dom'le, parcă s-a schimbat un pic așa atitudinea conducerii PNL când conducerea PNL a fost reprezentată de Klaus Iohannis. Și acum stai și te gândești. Poate în urma acestei apropieri a devenit și domnul Câțu atât de tranșant în urma acestei apropieri de președintele Klaus Poate Iohannis? Poate că ar fi momentul, apropo de discursul domnului Câțu de astăzi, când a făcut apel la renunțarea la ipocrizie, Partidul Național Liberal să nu se mai numească Partidul Național Liberal, să dispară L-ul ăla, să-l pierdeți pe drum, să rămână Partidul Național. Și cu asta basta. Partidul nu... O să renunci la N-ul ăla, că... Să rămână partidul. Partidul. Să rămână partidul. Și cu asta păi basta. Nu așa e normal? Încolo. Să rămână partidul. Încolo se merge, încolo se duc lucrurile. Acum... Dacă tot l-am văzut pe domnul Câțu vorbind, aș vrea să mi-l aduc aminte pe domnul Câțu că l-am mai auzit vorbind din funcția de premier și înainte, pe vremea PSD-ului. Hai să dăm astăzi momentul, să dăm astăzi până la urmă momentul, pentru că l-am mai auzit pe domnul Câțu când era domnul Grindeanu. Când era Grindeanu Câțu. Mi s-a propus șefia mai multor instituții ale statului doar ca să îmi dau demisia sau chiar să fac parte din viitorul guvern, ministrul sau viceprim-ministrul și așa mai departe. De asemenea, l-am văzut pe domnul președinte Dragnea spunând că nu ar fi vrut să plec, dar în același timp a încercat cu, așa cum vă spuneam, să mă convingă să accept alte funcții. Asta ca să clarificăm această situație care, eu zic că merita a fi clarificată. Da? Trecem mai departe. Nu-mi dau demisia. Absolut superb momentul cu domnul Grindeanu, care, domne, tot explica că vor ăștia, mă tot momesc cu tot felul de funcții, domne. Doar îi pleca de acolo. Ba că vor să mă pună guvernatorul BNR, ba... Na, nu, celălalt. Nu, atenție. Mii de scuze. Nu. Ba că vor să mă pună la Ancom să iau, nu știu, 10.000 de euro sau cât se poate, ba, 8.000. Era de o demnitate, ba, domnul Grindeanu acolo. Am mai văzut aceeași demnitate doamna Florin Câțu? Da. Nici măcar. Nici măcar. Nu știu, nu știu. Până, când nu știu a venit, până când a venit funcția și a venit și bănuțul ăsta, 10.000 de euro sau cât câștiga pe lună. Câștigat destul de Grindeanu. Mult. Problema e că domnul Grindeanu până la urmă nici n-a acceptat să fie lăsat să plece, da, de la așa, dar a acceptat funcția. Deci nu s-a lăsat dus, l-au scos cu forța, l-au descarcerat din... sediul guvernului. Au reușit să-l scoată, dar l-au scos acolo, da, l-au lăsat câteva luni să-și revină.
Și după aia l-au pus într-o funcție extrem de bănoasă. Și el a luat funcția că până la urmă... Ce să, ce să faci? E rușine să refuzi. E rușine să... E mare rușine să refuzi. Hai să luăm o scurtă pauză, cum a luat domnul Grindeanu funcția, luăm și noi o pauză până mâine. Și ne întoarcem de mâine încolo din nou, să aveți o Românie bună în continuare. Ne vedem mâine la 18, toate cele bune.